În intervalul 28 septembrie ora 18-29 septembrie ora 12 se vizează fenomene de instabilitate atmosferică temporar accentuată, ploi însemnate cantitativ. În Oltenia, Moldova și local în Muntenia, Transilvania și Maramureș vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse, îndeosebi Moldova și în zona de munte, 40-60 de litri pe metrul pătrat. Ploi și manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala și în restul teritoriului, iar în sud, est și vest vor fi intensificări temporare ale vântului cu rafale în general de 45-55 km la oră, începând de marți după amiază și până vineri va ploua însemnat cantitativ, îndeosebi în jumătatea de nord a țării.